Paraschivescu la Digi FM. Ca să știi. Cu volumele la maxim îl salutăm pe Radu Paraschivescu. Bine ai venit, Radu. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bine v-am găsit. Îți cântăm ceva dacă vrei. Câteodată mai plâng, câteodată mai râd. Radu, uite, avem în România următoarea situație. Știm că un mandat de președinte are 5 ani, un mandat de prim-ministru în cel mai bun caz are 4 ani, un mandat de șef la PNL 6 luni. Da. După rețeta nouă. După rețeta mandat nouă, așa naibii. Da, bun, cred că intră în grila previzibilului ceea ce se întâmplă acum la PNL. Era o situație anunțată. O situație anunțată de când a început sau a reînceput concubinajul dintre PNL și PSD. Să nu uităm că ei, aceste două partide, nu sunt la prima aventură erotică împreună. Au mai avut una, binecuvântată și aceea de oameni importanți din politică. PNL-ul în gestiunea Câțu a ajuns un fel de breloc, sau e pe punctul să devină un breloc al PSD-ului. Același Florin Câțu, care spunea că el nu o să poată niciodată geacă pe care se scrie votați PSD, evident n-a purtat geaca respectivă, dar a împrumutat niște comportamente, niște atitudini și niște tipuri de negociere și de barasare politică firești în lumea PSD-ului și în lumea FSN-ului de acum 30 de ani. Prin urmare, nu este un șoc că se produce această înlocuire. Ea este probabil cauzată și de campania TSD-ului cu postări anti-Câțu, postări insistente și agresive, dar este provocată în primul rând de randamentul slab al partidului, care este într-o pierdere accelerată de popularitate. Și n-aș merge până acolo încât să spun că PNL-ul riscă soarta PNC-ului de acum ceva timp, cu niște ani în urmă, dar în orice caz e un partid în criză de popularitate, în deficit valoric și de performanță și, prin urmare, o schimbare se impunea. Acum, cât de bună va fi schimbarea și ce rezultate va aduce ea în condiții de criză, să nu uităm că este o criză economică, o criză socială, o criză pe multe planuri, provocată și de războiul din Ucraina și de alte lucruri, rămâne de văzut. Eu nu sunt optimist cu privire la ce se va întâmpla cu PNL-ul, constat doar că PNL-ul culege ce a semănat, pentru că a semănat discordie, a semănat jignire, a vrut neapărat să se debaraseze de niște oameni dintr-o alianță, pentru a face alianță cu altcineva. Roata are, printre alte proprietăți, pe aceea că se învârte. Și același PNL care declara că nu o să fie niciodată aliatul sau partenerul slugilor lui Dragnea, riscă să se transforme în slugile slugilor, ceea ce ar fi de neacceptat pentru un partid istoric. Atâta doar că acest partid istoric a rămas cu brandul și a rămas cu o istorie pe care sigur nu o poate lua nimeni, dar istoria de acum este, cred eu, o mare palmă pe obrazul, pe palmaresul partidului, așa cum îl știam noi din istorie. Este domnul Ciucă omul care să lumineze PNL-ul în perioada asta? M-aș mira. Domnul Ciucă, da, are reputația unui om de acțiune, dar în domenii foarte precise, în teatre de luptă. Altfel, nu știu cât putere va avea dumnealui să reformeze partidul. L-am auzit pe domnul Flutur, care este interimar, spunând că e nevoie de o analiză, e nevoie de recalibrare, e nevoie de o strategie. De asta e nevoie de 30 de ani. Adică discursul domnului Flutur, absolut minunat gramatical, este o platitudine repetată, pentru că aceleași lucruri le-am auzit și de la Florin Câțu, aceleași lucruri le-am auzit și de la Ludovic Orban, care cred că râde în pumni de vreo zi și jumătate încoace, pentru că... Asta nu-l aduce pe el în fruntea partidului. Nu-l aduce, dar mă rog, răzbunarea, spune englezii, este un fel de mâncare care este bine să fie servit rece. Ori, cred că domnul Orban acum se delectează cu această răzbunare, care sigur nu aduce nimic ca eficiență politică, dar măcar arată, e mai spun o dată... Lui. E pentru orgoliul lui și mai arată o dată că roata se învârte. Am observat ieri, când domnul Ciuc a ieșit de acolo unde era de la consultări, că a fost întrebat dacă problema plagiatului îl incomodează. Și a spus deloc. mi-a plăcut la nebunie. Adică, în urmă, sinceritatea e de apreciat. Da. Adică cu ce poți să te încurci o hoție?
în la urmă, nu? Că toată lumea fură, cam așa, asta e refrenul. Toți furăm, toți... N-a dat în cap. Că așa se spune. Asta, mamă, că n-a dat în cap la nimeni. Da? Spune e, a furat, da, și făcut. Da? Ori povestea asta cu nu mă încurcă deloc plagiatul și faptul că el a fost descoperit, mai dă o notă proastă clasei politice. Nu știu ce va face Nicolae Ciucă, pentru că nu cunosc puterea lui strategică. Însă va trebui să tragă partidul de urechi ca să-l scoată de pe buza gropii. El este într-o pierdere de altitudine teribilă. Așa este, dar până acum se purta discuția asta că Nicolae Ciucă nu prea e membru PNL decât de curând, da, cum ar putea se va face să... o derogare. Da. Nici Florin Cîțu nu era membru PNL nici de foarte multă și vreme. Cum îi vedem pe toți foarte hotărâți? Se va face o derogare. De întotdeauna există derogări, întotdeauna există excepții, că altfel n-ar exista reguli, da? Excepția confirmă regula. Prin urmare, se va face ce trebuie făcut, bănuiesc în procedură de urgență, și Nicolae Ciucă va fi președinte. Atenție că la anul urmează PSD la guvernare. O să fie foarte interesant. Deci PSD acum scufundă PNL-ul încet, încet, cu premier PNL. O să fie interesant de la anul, în momentul în care PSD-ul, care oricum a pus pe piață teme pe care le-a dus în discuție, fără consultare prealabilă cu PNL-ul, va fi foarte interesant cum se vor comporta ei când vor veni să dea premierul. A făcut și lucruri bune Florin Cîțu. Săptămâna trecută anunța că îl susține pe Volodymyr Zelensky și faptul că în această seară ar urma un discurs al președintelui ucrainean în parlamentul nostru. Însă nu toată lumea este încântată de acest discurs. Îl avem așadar pe deputatul PSD Daniel Ghiță, care a spus că va părăsi sala dacă Volodymyr Zelensky va susține acest discurs. Sper să o facă. Da, spune președintele, o va face, spune președintele țării, trebuie să facă orice posibil să fie pace, nu campanii de imagine în timp de război. Mm-hmm. Dar interesant, vezi, uite... În timp de operațiune specială, nu de război. Nu de război, da. Normal. Daniel Ghiță, cumva, el se prezintă drept patriot. Da, știu, și cumva. Și Volodymyr Zelensky este tot un patriot care își apără țara. Da. Dar cumva există o incompatibilitate, înțeleg, între patrioți care își apără țara. E adevărat. Acum, pe flerul politic și pe prestația politică ale lui Daniel Ghiță, pun mult mai puțin preț decât pe pumnii lui. Deci e un cetățean care se exprimă mult mai bine cu pumnul decât cu cuvântul. Mi s-ar părea sanitar ca vocea lui Volodymyr Zelensky să nu se audă într-o incintă în care e prezent corpul lui Daniel Ghiță. Spiritul lui Daniel Ghiță nu știu unde este și nu știu ce face și nici nu mă interesează. Însă felul în care acest om a atacat și a mânjit tot felul de lucruri și de persoane care lui nu i-au plăcut, pe o simplă coordonată umorală, nu morală, umorală, mă face să-l felicit pentru părăsirea sării. Deci, și eu dacă aș fi putut să o fac, l-aș fi rugat să plece din sală câtă vreme vorbește Volodymyr Zelensky. Să ne trezim cu huiduiel pe acolo, că în alte parlamente ale lumii a fost aplaudat Volodymyr Zelensky. Da, asta ar fi fost o premieră. Aici ar fi fost o premieră. Nici așa nu exclud ipoteza ca la un moment dat să strecoare bombăneli. Diana Șoșoacă, de exemplu. Care știm că a fost la ambasada Rusiei săptămâna trecută. Bine, Diana Șoșoacă a fost și în Ucraina, nu? Sau nu, n-a fost. S-a făcut că merge, dar ne-a asigurat că acolo nu se întâmplă nimic. Adică, nu știu, sunt 3 săptămâni de atunci, de când ne spunea că totul este un trucaj, că sunt niște camere video acolo care nu arată ce ar trebui să arate, că avem creier și internet și n-ar fi rost să le folosim pe amândouă. I-aș evoca episodul Mariupol, doamne Șoșoacă, și să ne spună dacă acolo se întâmplă într-adevăr ceva. Dacă în Ucraina sunt într-adevăr civili luați și executați cu glonț în ceafă. Dacă sunt gropi comune. Că poate nu sunt, poate cine știe, toată planeta visează și de fapt Diana Șoșoacă are dreptate. Și de fapt Ucraina este în continuare un teritoriu paradiziac, unde se întâmplă numai lucruri frumoase, nu există o invazie, o operațiune specială, un război, nu există atrocități, nu există crime de război, există doar pace și prosperitate în lume. Deci faptul că o asemenea persoană, de fapt un asemenea personaj, se duce la ambasadorul Cuzmin, nu este deloc ilogic. Este în firescul faptelor, da? Dă-mi voie să-ți reamintesc că în urmă cu un an își cerea scuze de la ambasada Rusiei. Era un protest care a fost organizat acolo în fața ambasadei
Și tot Diana Șoșoacă în aprilie 2021 își cerea scuze ambasadei Rusiei să nu se supere. În numele poporului. În numele poporului. Da, din cauza celor zmintiți care nu înțeleg cum trebuie pacifismul rus în amploarea lui și în splendoarea lui. Da, nu-i nimic de mirare aici, nu-i nimic de mirare nici că domnul Coarnă a fost prezent acolo. Mai fost doi domni, domnul Tobă, domnul Francis Tobă, despre care dacă săpăm aflăm multe lucruri interesante, da? Și dumnealui membru în AUER, a mai fost un coleg din AUER. Astea sunt lucruri scandaloase, dar firești. Adică neobișnuit ar fi fost ei să nu se ducă acolo și să nu încerce să stea de vorbă sau chiar să stea de vorbă cu ambasadorul Cuzmin, pe care presa l-a boicotat, să spunem, pentru că a observat că ambasadorul Cuzmin, ca toți ambasadorii ruși în lume, spune minciună după minciună și încearcă în cel mai bun caz să se eschiveze, dar de obicei minte. Minte de îngheață apele. E logic ca doamna Șoșoacă, o mincinoasă la rândul ei, na, care s-a dus și a spus, a scris pe Facebook, nu e nimic în Ucraina, folosiți-vă creierele, unde sunt atrocitățile, na, citez acum. E firesc să se întâlnească mincinos cu mincinos. Ban la ban trage și păduche la păduche. E o vorbă din popor. Deci e normal un mincinos să întâlnească cu altul. Deci ar trebui să fim fericiți că au fost doar patru. Da, bine, au fost doar patru, da, cred că sunt mai mulți cărora acum le pare rău că nu s-au dus și ei, pentru că face parte din profilul lor de patrioți cu majuscule. Dar ai spus că nu te-a surprins domnul Coarnă. De ce nu te-a surprins? Da, l-am văzut la televizor, am văzut punctele de vedere, deci m-ar fi mirat să nu fie acolo. Dar am impresia că PSD-ul s-a desolidarizat de el și i-a făcut vânt. Adică Marcel Ciolacu, până nu neapărat și PSD-ul. Marcel Ciolacu. Uh-huh. Până și Marcel Ciolacu a fost avariat de această inițiativă care este toxică. Deci acolo avem de-a face cu niște personaje, niște toxine bipede care se duc și proiectează o imagine cu totul falsă, pentru că dacă tu faci extrapolare și spui dacă oamenii ăia s-au dus înseamnă că și alții cred la fel, calculez greșit. Nu credem toți la fel. Adică cei mai mulți dintre noi cred că acolo se petrec atrocități, orori. Soția mea este acum în gară cu două ucrainene, da, pe care le duce la un apartament al unei prietene. Fetița are câțiva ani, se joacă cu păpușile ca să nu plângă. Deci este în lumea ei, stă acolo într-o cafenea și așteaptă să vină gazda ca să le ia, să le preia, să stea două nopți și să plece mai departe, nu mai știu unde pleacă. Ei, să negi toate lucrurile astea și să spui că acolo totul este în regulă și că, de fapt, Putin este un patriot care denazifică, înseamnă să n-ai nici simțul rațiunii, nici cel mai mic simț dintre toate și, în același timp, cel mai mare. Bunul simț. E o lipsă. Ai dreptate. Îți mulțumim, Radu. După 9:30 ne mutăm către o expresie pe care Radu o aduce în această dimineață și pe finalul emisiunii o să vorbim și cu tine despre vecini. Ora trecută i-am întrebat pe ascultător, dar o să întrebăm și pe tine ce fel de vecini preferi. Vorbim după 9:30. Paraschivescu. Radu Paraschivescu. Agentul celor 007 ani de acasă.